Mă numesc Mărioara Goica, sunt învățătoare. Astăzi vom fi împreună la limba română, clasa 1. Bună ziua, copii! Ora trecută ați avut de realizat tema pentru acasă. Sper că ați făcut-o. Temele pentru acasă trebuia să le trimiteți învățătorilor voștri ca să vadă să le controleze. În caietul de lucru, pagina 9, ați avut să, la răspunsurile date, să puneți câte o întrebare. Sper că ați făcut asta. Hai să vedem ce am avut temă pentru acasă. Marcel merge în clasa 1. El știe să citească. În vacanță călătorește la mare. Hai, ați încercat să puneți o întrebare la primul răspuns. Uite, în ce clasă merge Marcel? Hai să vă ajut să vedem dacă ați făcut așa. Întrebarea a doua este, ce știe el să facă? Și întrebarea a treia, unde călătorește în vacanță? Dacă ați făcut așa sau asemănător, este bine. Astăzi, la limba română, clasa 1, unitatea didactică, sunt anotimpurile. Pentru ora aceasta avem nevoie de cartea de citire, caietul de elev, creonul și gumă. Puteți aveți pe lângă voi și creoanele colorate. Acum o să vă citesc o poezie intitulată Ani. Noi știm că titlul se află sus la mijlocul rândului. Deja ați învățat asta. Anul. Anul la noi în calendare 4 anotimpuri are. Câte 3 luni fiecare? Unul este primăvara, ce înverzește toată țara. Altul vara roditoare cu călduri toropitoare. Apoi toamna se arată cu roade îmbelșugate. Iarna rece ca de gheață cu zăpadă nerăsfață. Este o poezie în care sunt redate toate cele 4 anotimpuri și, dacă vedeți, anotimpurile le-am pus pe rând. Primul anotimp este primăvara, urmează vara, apoi toamna și iarna. Acestea sunt cele 4 anotimpuri al celui bătrân An. În cartea de citire, pagina 29, veți afla ilustrațiile pe care le vedeți acum. Hai, vă rog, deschideți cartea de citire. Sper că o să aflați, știu că voi ați învățat numerele până la 20, dar cu ajutorul părinților veți găsi pagina respectivă. Ați găsit? Hai să mergem mai departe. Prima ilustrație zice: primăvara e cu soare, cu flori și cu albine. Bucuria și speranța râd pe chipul oamenilor. Este vorba despre anotimpul primăvara. Dacă observați imaginea, avem rândunică, soare, crenguțe înflorite, ceea ce reprezintă anotimpul primăvara. Ea ne sosește cu primele raze calde ale soarelui. Primăvara și de reținut, și acum vă rog, scrieți titlul primăvara în caietele voastre, apoi scrieți lunile de primăvară. Lunile de primăvară. Și hai să vedem dacă
Ați scris să mergem mai departe. Lunile de primăvară sunt martie, aprilie și mai. Transcrieți în caietele voastre. Martie, aprilie și mai. Hai să vedem ce este caracteristic pentru anotimpul primăvară. Anotimpul primăvara ne vine cu razele soarelui și cu cel mai gingaș ghiocel. Primul vestitor al primăverii este ghiocel. El vestește că sosește primăvara. Și zice, ce scoți capul din zăpadă primăvara să te vadă? Tu așa micuț cum ești, pe copii înveselești. Deci sosește ghiocelul care arată ca un clopoțel ieșit de sub zăpadă. Atunci când sosește ghiocelul, sosește cu el odată și primăvara. Pe lângă floarea ghiocel, mai sosesc și alte flori de primăvară care înfloresc în perioada aceasta. Este vorba de, știți cum se numește floarea aceasta? Sunt viorelele, apoi narcisele, înfloresc și lalelele mai târziu, dar după viorele, ghiocel, viorele, vin zambilele care mirosă foarte frumos. Înfloresc și copacii, înfloresc merii, perii, vișinii, prunele, înfloresc și cireșele. Albinele încep să zboară de pe floare pe floare. Prima pasăre care ne vestește, sos primele păsări care vestesc sosirea primăverii, sunt rândunelele și berzele. Ele se întorc acum la cuiburile lor, își reconstruiesc cuiburile și depun ouă acolo pentru ca să scoată puișor. Vin și fluturile și albinele care zboară de pe floare pe floare. Acum, în caietul vostru, vă rog să scrieți această întrebare. Noi data trecută am făcut propozițiile și după aceea am făcut semnul întrebării. Propoziția dată este o întrebare. Întrebarea este, scrieți-o, vă rog, în caietele voastre. Care este primul vestitor al primăverii? Vă las puțin timp ca să puteți să transcrieți. Care este primul vestitor al primăverii? Dacă ați auzit la mine, am spus este. Cuvântul este se citește este, dar se scrie este, se pronunță este. Ați reușit? Bine. Puteți da răspuns acum sau mai târziu. Uită răspunsul meu. Primul vestitor al primăverii este ghiocelul. Și uită-l, ghiocelul cel gingaș. Următorul anotimp este vara. Vara este anotimpul fructelor coapte. Pete galbene de lanuri apar pe câmp. Dacă priviți, avem pe ilustrație o combină. Combinele au plecat la seceratul grâului. Toate acestea se întâmplă în anotimpul primăvară. Vara este anotimpul cu mult soare, cu căldură,
când copiii merg la scaldă și să vedem ce se mai întâmplă în acest anotimp. Acum, ca și la anotimpul precedent, scrieți vara, lunile de vară sunt. Iunie, iulie, august. Vă rog să le transcrieți pentru că avem nevoie de denumirile lunilor. În anotimpul, vara, acum se coc cireșele, căpșunele, perele, merele văratice. Și zâna, vara, mi-a dus, uită, cireșe coapte, care copiii cu nerăbdare le așteaptă. Căpșuni, pere, mere și multe fructe. Iar acum vreau să alcătuiți cu ajutorul ilustrațiilor câteva propoziții. Trebuie amintit că în vacanța de vară copiii pleacă în vacanță. Vine vacanța mare. Tot se bucură vara de vacanță. Mergeți cu părinții împreună, la munte, la mare, în diferite călătorii. Aveți timp liber, de joacă și tot ceea ce voi doriți să faceți. Iar aici avem, după care trebuie și să scriem propoziția, unde au plecat copiii sau copiii se duc de unde, unde, aș. După libera alegere, voi scrieți o propoziție. Și pentru că în vacanță copiii trebuie să aibă și obligații, mai citesc câte o carte, lectură sau își amintesc de lecțiile parcurse la școală, aveți încă o ilustrație, un desen, după care trebuie să puneți o propoziție. Fiți atenți când scrieți propozițiile să vă aduceți aminte de ora anterioară pe care am făcut-o, propoziția și semnul întrebării. Să ne reamintim, propoziția începe cu literă, brav, mare și se termină cu semnul punct. Dacă exprimă o întrebare, propoziția la fel începe cu literă mare, dar se termină cu semnul întrebării. Următorul anotimp este toamnă. Toamna se deschid școlile, este anotimpul fructelor coapte, oamenii adună roadele de pe holte. Și acum, în ilustrația dată, avem un băiat care se întoarce și toți copiii se întorc la școală. Avem frunze palide, îngălbenite, care părăsesc ramurile copacilor. Pomii fructiferi acum au rodit din belșug. Oare de ce cad frunzele acum? Pentru că soarele nu mai încălzește atât de tare. Acum frunzele nu mai pot să se hrănească, adică planta, și datorită soarelui tot mai puțin, ele se vestejesc și cad jos. Și toamna putem să vedem covoare de frunze multicolore peste tot. Dar să vedem, trebuie menționat că se termină vara cu zile lungi și însorite și acum vine toamna care zilele încep să vină tot mai scurte, iar nopțile pe la sfârșitul toamnei devin tot mai lungi. Iar acum transcrieți în caietele voastre lunile de toamnă. Septembrie, octombrie, noiembrie. Încă o dată, septembrie, octombrie.
octombrie, noiembrie. Și dacă priviți în margine, avem zâna toamnei, care este îmbrăcată în culorile toamnei. De ce este ilustrația cu umbreluță și cu copii? Caracteristicile vremii toamna sunt, de multe ori, toamna bate vântul și ploaie. Vremea este foarte schimbătoare. Iar acum, transcrieți întrebarea, pentru că mai târziu o să aflați fructele care se coc în această perioadă. Care sunt fructele de toamnă? Eu vă dau un coșuleț plin cu fructele toamnei și voi, cu ajutorul coșulețului, scrieți propoziția cerută. Uite, mai vine și strugurele. Avem prune, s-au copt merele, merele galbene, roșii, verzi și perele, tot la fel, acum se bat nucii, se adună alunele, se coc gutuile, se culeg viile, se culege porumbul, tot în acest anotimp se seamănă grâul. În grădina de legume, după ce am terminat cu toate, trebuie să adunăm roadele bogate. Acum, din grădina de legume, femeile scot morcovii, scot cartofii, taie varza, adună toate recoltele pe care le-au însemânțat primăvară. Și anotimpul ultimul, care aparține bătrânului an, este iarna. Iarna este anotimpul colindelor, totul e alb, acoperit cu zăpadă, vine Moș Crăciun cu darul pentru copiii cumiți. Vine anul nou și la mulți ani. Dacă vă aduceți aminte, în anotimpul primăvara sunt multe sărbători. Prima sărbătoare este Moș Nicolae, apoi vine Moș Crăciun și așteptăm anul nou. Petrecem anul vechi și vine anul nou. La început de an ne salutăm cu anul nou fericit sau la mulți ani. Și uite, Moș Crăciun ajunge cu sania lui, care împarte daruri la copiii cuminți. Sper că toți sunteți cuminți și ați primit toți daruri de la Moș Crăciun. Lunile de iarnă sunt decembrie, ianuarie și februarie. Și aceste luni doresc să le scrieți în caietele voastre. Încă o dată, lunile de iarnă sunt decembrie, ianuarie și februarie. Ia uitați! Avem un desen care reprezintă anotimpul iarna. Ce se întâmplă afară? Brav, afară ninge. Puteți și să scrieți asta. Ce fac copiii? Copiii se bat cu bulgări de zăpadă. Ce mai fac copiii? Copiii, ce au făcut ei? Au făcut om de zăpadă. În perioada iernii, copiii ce fac? Se duc la săniuș, se duc la patinaș, ce mai fac? Acum sunt în vacanța de iarnă, pentru că iarna se termină primul semestru și copiii sunt liberi, sunt în vacanță, așteaptă sărbătorile împreună cu părinții lor. Ce ne pune peste tot iarna? Iarna ne pune un covor de ce culoare?
Bravo! Un covor alb peste tot. Și acum avem ce? Avem copacul anotimpurilor. Dacă priviți, avem primul anotimp este iarna, cu crenguțe, cu zăpadă, apoi partea cu crenguțele înflorite și ne redă ce? Primăvara, apoi copacul înfrunzit este vara și crengile cu culori multicolore este toamna. Și zice, anotimpul copacului, iarna albă, primăvara înflorită, vara călduroasă și toamna cea plină de culoare. Și să repetăm încă o dată care sunt anotimpurile. Primul anotimp am zis că este primăvara și lunile de primăvară sunt martie, aprilie, mai. Ia vedeți dacă ați scris așa în caietele voastre. Urmează apoi vara. Iunie, iulie, august sunt lunile de vară. Apoi toamna, septembrie, octombrie, noiembrie sunt lunile toamnei. Și ultimul anotimp, decembrie, ianuarie, februarie. Și așa se termină anul școlar. Transcrieți în caiet dacă nu ați ajuns. Se termină anul, nu anul școlar. Și acum să repetăm cărui anotimp îi se potrivește enunțul. Vântul rece împrăștie frunzele veștete. Hai să vedem. Când este vorba despre toamna. Următoarea propoziție. Soarele călduț trezește natura la viață. Este primăvara. Următoarea propoziție. La streșinele caselor sunt țurțuri. Țurțuri este apa înghețată. Noi știm cum îngheață tot. Îngheață? Da. Îngheață iarna. Și următorul, ultima propoziție, copiii se bucură de vacanța mare. Vacanța mare ne vine cu anotimpul vara. Mai departe să repetăm, unește numele anotimpurilor cu propoziția potrivit. Acest exercițiu îl avem în carte de citire, exercițiu 1, pagina 30. Hai să vedem, fetița face un de zăpadă când? Legați cu anotimpul potrivit. Sper că ați găsit. Este vorba despre... Bravo! Iarnă. Fetița aleargă pe câmpie după fluturi. Da, aleargă vara. Ați unit cu vara? Bravo! Fetița culege ghiocei. Ghiocelul, am zis că este vestitorul. Bravo! Primăveri. Unim cu primăvara. Și fetița începe un nou an școlar. Atunci când frunzele îngălbenesc, atunci începe și anul școlar. Este vorba despre anotimpul toamna, uniți cu anotimpul toamna. Ați făcut? Bravo! Și acum avem în cartea de citire următorul exercițiu, exercițiu 4, pagina 30. Unește fiecare
floare și fruct cu anotimpul corespunzător, care îi corespunde. Și avem acolo, uite, exercițiu la care voi trebuie să faceți temă pentru acasă. Toate temele pentru acasă le realizați, le faceți și le trimiteți învățătorilor voștri pentru ca să vă corecteze eventualele greșeli și să vadă că ați realizat tema. Ați găsit pagina? Da. Iar acum, pe aleile parcului, în cele patru anotimp, după imaginea dată, puteți să vă dați seama că este vorba despre prima imagine, ne rădă anotimpul cu pomi înfloriți, este primăvara. Copaci înfrunziți avem? Da, vara. Și frunze multicolore avem? Da, toamna. Și zăpadă avem în anotimpul iarna. Bravo! Iar acum vă propun să ascultați cântecelul care este, puteți să-l găsiți pe internet, de la Tralala. Și acum vă propun să ascultăm acest cântecel. Iar acum vă zic la revedere, vă realizați temele pentru acasă, folosiți tot timpul liber, vă jucați jocuri creative, sunteți cu părinții voștri și vă zic numai bine. La revedere!